Pentru că păstrăvul este delicatesa culinară specifică zonei Ciocănești și oricine ajunge aici nu ratează oportunitatea de a-l gusta, cei de la cârma localității au dedicat un festival, numit acum Festivalul Național al Păstrăvului. Ajuns anul acesta la cea de-a 12-a ediție, evenimentul se diversifică de la an la an, programul cuprinzând tot mai multe manifestări, concursuri, expoziții și concerte. Astfel, cei care s-au oprit în weekendul trecut la Ciocănești au fost îmbiați cu mâncăruri și băuturi alese, spectacole de muzică populară, concursuri de pescuit și drumeții montane pe meleaguri de o rară frumusețe. O impresionantă paradă a portului popular a dat startul evenimentelor de sâmbătă. Artiști ai formațiilor participante la festival, dar și localnici îmbrăcați în costume populare, au participat la parada portului popular organizată în centrul comunei. Căruțe pline cu bucovineni puși pe petrecere s-au plimbat pe străzile comunei Ciocănești spre admirația localnicilor până la locul pregătit pentru festival. Și ediția din acest an a festivalului a avut o secțiune specială, dedicată lăzilor de zestre. Prima expoziție de acest fel a avut loc acum 2 ani, când festivalul se afla la cea de-a 10-a ediție. Fiind apreciată de cei care au trecut pragul spațiului expozițional, expoziția lăzilor de zestre s-a organizat în continuare, adunând anul acesta obiceiuri și tradiții din diverse localități ale țării și chiar din Republica Moldova. Fiecare grup și-a prezentat conținutul lăzii de zestre și a explicat importanța acesteia pentru fetele de odinioară care doreau să se căsătorească. Mă bucur că sunteți prezenți în număr atât de mare și pentru că sunt mulți cei care așteaptă să vă prezinte lucrurile frumoase pe care le-au adus cu dânsii, îi predau pentru următoarea oră ștafeta lui Călin pentru a vi prezenta cu fiecare în parte cu câte un scurt moment legat de lăzile de zestre. Aceste lăzi de zestre după aceea vor fi expuse în spațiu amenajat special pentru expoziția lăzilor de zestre, pe care le veți putea admira pe tot parcursul zilei și pe parcursul zilei veți primi și informațiile de rigoare despre fiecare ladă de zestre, atât de la cei care le-au adus, cât și de la specialiști. Și după această ladă de zestre vom continua cu spectacolul folcloric. Gospodinele din Ciocănești, din localități limitrofe, dar și din localități din toată țara, au adus lăzi de zestre cu vechime de peste 100 de ani. Pe lângă lăzile de zestre au fost expuse și obiecte de mobilier vechi, covoare, ștergare, amenajându-se odaia de curat unde se primeau musafirii. Era singura piesă de mobilier pe care o luau din casa părintească, dar fără această piesă de mobilier nu se putea mărita. Era o condiție sine qua non. Trebuia să ai lada de zestre dacă vrei să te căsătorești. Pe lângă lada de zestre se mai dădea, bineînțeles, și o icoană cu care fata pleca din casa părintească și uneori, într-o perioadă mai recentă, să zic așa, se mai adăuga o oglindă. Oricum, lada de zestre se bucura în casa țărănească de altă dată de o mare prețuire pentru rolul ei. Dar și din acest motiv a fost piesa de mobilier pe care meșterii populari au crestat motive ornamentale cu o simbolistică deosebită. Platoul festivalului s-a umplut până la refuz pe durata manifestării, numeroși artiști au urcat rând pe rând pe scenă, fiind răsplătiți de public cu ropote de aplauze. Codule, măi, codule, mă. Codule, măi, codule, îți bate vântul frunzele. Îți bate vântul frunzele și pe mine gândesc.
cântonele. Spectacolul folcloric intitulat La zi de sărbătoare a avut invitați soliști și formații îndrăgite precum Călin Brăteanu, Valeria Arnăutu, Ovidiu Purdea Someș, ansambluri folclorice din Botoș, Mălini, Calafindești, Cândești, Săsciori, Vinerea, Satul Lung, Vatra Dornei, dar și din Republica Moldova. Așa-i românul când se înveselește, ca și stejarul când în mugurește. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când a înverzit. S-o gătit, doamne, jute și-am pornit, și de-am unii stea-i în prag, în picior și-n drag. Ia ca postul s-o gătit, doamne, jute și-am pornit, și de-am unii stea-i în prag, în picior și-n drag. Hai scântâia-ți fluirușă, de-a limnă sufletul, ți-mi scrip ca moșă-n vânt, inima să-mi râdă. Îți scrip ca noi că i-am subțării și-n paș-pașii părătinii. Spectacolele au fost dedicate tuturor categoriilor de public. Pe scenă au urcat nu numai artiști de muzică populară, ci și formații pentru publicul tânăr venit la festivalul de la Ciocănești. Trupa Fără Zahăr a oferit sâmbătă seară un concert de care publicul s-a arătat foarte încântat. Bonjour mes enfants, je m'appelle Sandel. J'aime beaucoup le caramel. Ma femme Marita, elle est très belle. On fait le goulou pour un bébé. Marița mea, și cu marița ta, eu cu marița. Ai fost vreodată obligat de maică ta să faci curat, să scoți bocancii din picioare când te sui pe pat? Îi noroi afară, noi intram calțat că te pocnesc. Uf, când îmi amintesc, amintirile mă chinuiesc. Când mă punea pe mine mama să dau mâncare la cal, și uite urmat la potcov, am stat un an în spital. Mă trimiteai să fur gutui ca să faci peltea. Vecinul nu era acasă, dobermanul era. Și acum am coșmarul noaptea, mi-am amintesc cu groază cum mi-ai dezbârnat urechea când am spart-o vază. Mă obligai să merg la școală în fiecare zi și n-avem voie să zic bip. Și alte prostii m-ai trimis după apă și am căzut în fântână. Ai venit și ai pus capacul, ha, ha, ha. Ce pantă bună, spuneai că slab ca vai de mine și că trebuie să cresc și mă îndopai cu vitamini și cu salam să fiu. În fiecare seară a festivalului, toți cei care au ajuns la Ciocănești s-au adunat în jurul unui foc de tabără. Programul de până acum s-a încercat să fie cât mai diversificat. N-am reușit noi chiar tot ceea ce ne-am propus și datorită condițiilor meteo, dar în mare suntem mulțumiți. Suntem mulțumiți în primul rând că a fost o afluență de publică foarte mare și asta este lucrul cel mai important, că oamenii s-au simțit bine, sper eu. Aici, în aceste două zile, vom încerca să facem același lucru și în cea de-a treia zi, prin programul pe care l-am pregătit. Mâine, adică o prezentare a ceea ce a însemnat pe vremuri Oina, sportul nostru național, un spectacol folcloric, spectacol de divertisment și alte acțiuni. Vom continua incursiunile în mina turistică. Pentru doritori este accesul liber în continuare pe Suhard. Pe toată durata festivalului, vizitatorii s-au delectat cu mâncăruri și băuturi alese la mare căutare, fiind, bineînțeles, păstrăvul. Cei care au fost prezenți la Ciocănești au avut parte de păstrăv pe grătar, păstrăv la tigaie cu mămăliguță și mujdei, dar și de un borș de pește. Platoul festivalului a fost plin cu tarabe ale meșterilor populari, care au prezentat obiecte confecționate manual din lemn, oale, costume populare, ștergare, siropuri de fructe de pădure sau băuturi specifice zonei.